Única conta dela. Nu, nu. Aici puteți vedea beciul unui să se țină brânza. Aici se face murza, aici cașul. Iubiță, apă caldă, apă rețe. Aici vă țineți alimentele. Și panourile solare la ce vă ajută? Floare de colț. Uitați ce clopot mare are. Aici puteți vedea beciul unde o să se țină brânza. Și alte lucruri. Pus pământ, crește iarbă, uite ce faine. Când a făcut așa gata, face o balustradă, cât de faine. Lacuri din la vale, când vin turiștii, acolo e terasă, faci terasă până aici. Dai seama ce lucrare e asta. Întors, mă. Hai să-ți luăm un interviu, așa, spui că tu ești da. Cel mai bun manager. Da, mă, bară, băi, ce știu, mă, băi, a părut, băi, o vărut un câine. Eu ăsta l-am avut. Zâniți? Câți câini aveți aici? A? Câți câini aveți? E, ăsta e proprietar. Nu, hai. Startul. Așa. Bună ziua. Ce să veniți? Cum vă numiți? Eu sunt Ștefan din Vâlcea.
Ce faceți aici? Aici să fac. Eu acum e cam dată spază și aștept că acum apar oile, un câine ne-a apărut. Aici se face murza, aici cașul. Dar de unde vin oile? Din Almunte, de la Runcu Măgurii. Și aici până când stau? Aici stau până când dă pe zăpadă. Până dă pe zăpadă? Până dă pe zăpadă, da, stau aici. Și aici faceți cașul și da, urda? Da. Aici e boiler cu apă caldă, pentru spălat vasă. Pentru a face tot un duș? Da. Vezi, fain aici. Aici dormiți dumneavoastră? Nu, aici e baciu. Aici e baciu? Da, care, da, încă nu i-a părut. Uh-huh. Dincolo dorm eu, am camera dincolo. Dar câte vaci aveți aici? Vă 32. Și oi? 700. 700? Da. Hai de mie. Câini? Câți aveți? Câini? 14. 14? Da. Aveți 14 aici? Nu am văzut. Da, trebuie, trebuie. Trebuie? Trebuie, trebuie. Dar aveți aici ceva? Urs? Lup? Este, da. V-a mai atacat? A omorât unui măgar. Un măgar de dumneavoastră? Da, de la... Tot nu am eu, dar o firmă noastră. Din... Chiar acolo, pe stâncile alea. Unde? Pe stâncile alea. Ia vară să vede mai bine. Uh-huh. Și... au rămas de voi și... a doua zi m-au atacat. O rămas de oi, poate nu a fost castrat și a umblat așa, ca așa că nu-i... Nu, a rămas că au fost niște colozie și acolo până, sunt niște cărări înguste. Așa unde mere o oaie câte oaie și el nu mai putea mere. Și a rămas acolo. Dar la urs nu mai mânca altceva. Că îi mânca de alte. Uh-huh. Umblat patru mașini atunci. Dar oile au mai fost aici la dumneavoastră? Da, au fost, au fost. Au fost? Cât timp au stat aici? S-a stat 3 luni. 3 luni și s-a dus în alt loc și acum, da, și acum s-a refăcut pășunea și a venit înapoi. Da, s-a refăcut un pic pășunea și... Aveți rânduială bună aici. Da. Dar e și eu foarte bună. Poftim? Foarte bună e. Da, o să la sub te-ai făcut de Gemușul George. De cine? De Gemușul George? Da. Da, o să la sub te-ai făcut... Nu au zis la tot să nu știu ce vreau. Nu stă să-l filmezi. Nu vă mă dai de tot, vă de fiată mă. YouTube-ul vă zic. Hai, spune cum te-amă câinea ce e. O zic care 14. Să vă o sigă. Ăla e bala meu, proprietarul, și asta e ceea ce-o scos o buziu. Dar cine a făcut 90% aici? Moș. Care moș? Moșul George. Eu nu-l cunosc. Eu nu-l cunosc. Prin tatăl zău. Dar nu se uită încă. Vau și George, uite cum. Trăiască. Să te uite. Uite. Du-te-n ceaia la altă repede. Cel mai bun tâmplar din Borșa. Acolo se vede mai bine. Acolo. Camer de super. Aici doniți dumneavoastră? Aici, da. Mai câte o bere, mai... Poftim? Mai câte o bere consumăm noi. Consumați bere? Da, uite. Iubiță, apă caldă, apă rețea. Să primim, nu. Cât de beci? Beci acolo. Beci, aveți beci? Ce țineți în beci? Are beci. Brânza o țineți în beci? Da. N-ai că nu pune beci. Prea mult. Încă nu o avem, dar de mâine acolo... Să ține. Ia zi, da. Aici e pentru un record. Aici vă țineți alimentele, să... Alimentele, da, deci... Mâncare, pentru ce bani, pentru oameni... Iarna, băgăm aici, nu îngheață nimic iarna. Dar stați și iarna aici, dumneavoastră? Am stat. A stat și iarna? Da. Și o fă mare zăpada? La un metru. Cât? La un metru. 2 metri? La un metru. La un metru? La un metru. Și panourile solare la ce vă ajută? Pentru curent. Curentul la... Lumina? Da, lumina. Vă încărcați telefoanele? Da, lumina, telefoanele, un radio.
Și fac față panourile astea. Da. Da. Rânduială faină aici. Terenul de fotbal care încă nu e gata? Terenul de fotbal? Nu a fost să facă. Nu e ajutul la vârful. Eu n-am văzut. Poate în America de Sud, acolo unde sunt la înălțime țările alea, dar rest nu. Aici, ca să mergi tot pe cu mașina, să ajungi aici și să vezi teren de fotbal aici, nu cred că nu este. Nu, nu. Ia, 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 ia. În față ce avem? O stână turistică? O să fie pe viitor? Asta e o stână, nu? Da. De animal. Aici va fi o cabană turistică. A, o cabană turistică? Da. În construcție. În construcție. Da. Așa. Și aici jos o să se facă un teren de fotbal? Da, tenis, pentru copii, pentru... Cine o să vină aici, da. Da. Dar cine e proprietar aici? Direct. Fostul primar. Da, din gură nu e Cavur, e fostul primar. Nu, aici avea un, aici avea un acoperiș din teren, vrea să facă tot drept. Construcții frumoase. Și aici în vârf de munte, în sălbăticie. Nu, unde... Nicol, s-a văzut. N-am văzut, aveți? Floare de colț? Asta e România, dar asta nu merge prea bine. E mai... Asta e floare de colț de Italia. Asta. Și asta încă tot așa ce trebuie să iasă, dar... Fie că numai la anul face floare. Care? Asta, numai la anul. Pe Italia. Și asta e de-a noastră, dar nu îi place aici. Nu îi prea place, tot din stanchi luată, dar nu îi prea place. Ce frumos e asta de aici, floare de colț. Deci aia e dusă tocmai din Italia, ceva. Aia e dusă. Dar cum crește floarea asta? Un pic de pe munt și rea să vezi de pe vizor. Și are un fel de floare? Nu, așa se face. Asta și iarna, tot așa e. Mm-hmm. Și iarna, dacă nu-i zăpadă... Nu îngheață? Nu. Foarte rezistentă la... face temperatură. Aici am adus niște lemne. Mai avem pentru construcție. Mm-hmm. Și aveți un termen de finalizare a cabanei? Nu. Da, cam... Pe când preconizați că o să fie deschisă pentru turiști? Prin primăvară, cred că... Prin primăvară? Da. Acolo avem niște... cuptor pentru pizza, pentru pizza... Uh-huh. Aici puteți să vedeți vacile de care vorbea domnul mai înainte. Uitați ce peisaje frumoase. În față puteți vedea încă un tăuraș foarte frumos. În față puteți vedea încă un tăuraș foarte frumos.
Dar vacile astea cui sunt? A cui sunt vacile? Oamenilor din Borșa? Deci nu are un singur proprietar. Nu, unul are vreo 10, atât. Repede, abor. Restul câte una, două. În față puteți vedea oile. O turmă mare de oi și o turmă de capre. Uitați ce clopot mare are acea oaie. Oile au fost aduse din alt munte. Și au fost aduse aici la stână. Pentru că n-a mai fost mâncare și a fost lăsată pășunea să stea o lună de zile ca să crească mâncare și apoi s-a întors înapoi. Oile sunt foarte obosite pentru că au avut un drum de nu știu câțiva zeci de kilometri până ce au ajuns aici. Cum puteți să auziți, clopotele pe oi sunt foarte mari. Ce faci, măi, berbecașule? Aici puteți să vedeți un berbecaș tânăr. Uite așa ce, și această oaie ce clopot mare are. O talangă foarte mare. Hai mă frumosule. Ce faci mă? Stai-te lângă voi. Bravo, mă, băiatule. Aici vedeți un câine. Un câine tinerel. În vârstă de vreo 2 ani de zile. Un câine mocănesc. Un flocos frumos. Hai, mă. Hai, mă. Au spus că au vreo 17 câini. 14-17 câini, nu mai știți în minte. Haideți aici, Iuca, haideți. Oile sunt frumoase, arată foarte bine. Nu știu dacă le mai mulc.
În turmă pot să văd oi oacheșe, breze și oi vechi românești. Altceva nu văd deocamdată. Oile vechi sunt oi foarte rezistente. După cum se vede, berbecii au fost băgați deja. După cum v-am spus, oile sunt foarte obosite și nu stau cu capul ridicat, stau cu capul plecat, majoritatea dintre ele jos. Am încercat să le ridic câteva, dar le las în pace. Pentru că au avut drum lung și sunt obosite. Epuizate. După cum se vede, aici puteți să vedeți strunga unde mulg oile, podită bine, cu obloane, nu se murdăresc în mulg. După cum puteți să vedeți în față, puteți să observați un gard foarte mare. Aici nici lupul nu poate să sară peste el. Este foarte mare și este din fier și sârmă. Cu acest tip de gard, oile sunt mult mai în siguranță. Pescărie foarte frumoasă, în vârf de munte, așa-i? Uite-te! Deci aici e tot Ibiu, Robi. Deci aici e păstrăvii alea. Dar ce frumos, ce colorit frumos au păstrăvii. Uite-te ăsta că trebuie să vedem de fel. Uite și soarele, am unul să văd culorile și mai soare. Mhm. Păi. A scăzut apă tare, nu? A scăzut, copul mai mare, așa-i? Ovi, ia, până acolo nu era. Nu puteai să coborești. Uite, vezi unde? Pe stânga pe care stăm noi, asta era în apă. Da, era în apă, da. Până acolo nu, uite.
Se ține din mare, unde găleata? Păi să se vadă de unde vine apa. Ce viteză au. Și cum le-aia. Are păstrăv mare aici, cred că are și de vreo 600-700 de grame. Și aici pot să vină turiștii să pescuiască un păstrăv și să-și-l facă, așa-i? Da, și noi, numai dacă vedeam mai rapide. Are unul trece, odată îți prindem unul. Să-l facem unul pe piatră, așa-i? Am văzut că are piatră faină acolo. Oricum îți mare, bă. Dacă îi trebuie, da, de mâncare, nu știu mai. De obicei, când ne arunci, bă, nu mai rămâne nimic la lucrurile astea. Cred că le și frică de noi. Nu, n-au ei treabă. În toate că nu le face... Dar și ce sănătoși, știi? Ceapă, ce colorit frumos mâncă. Au. Da. Uite și la ăsta ce frumos e. Deci obitul când iată că îi aduce alătă mică mici. Mici, așa-i? Îi aduce și îi pune aici. Azi primăvară a răznit tata pe el, e 250 obis. Asta e gras tare. Ce culoare are. Uite ce frumos o strâns aici. Uh-huh. Dar vezi că unii și mai mici. Da. Care aduce, el aduce mai de mai multe ori, știi? Am multe ture.